propunerea noastră pentru președintele Iohannis să fie domnul Sorin Grindean. Domnul Sorin. Va avea sprijinul meu total. Un premier în care eu am încredere. S-a rupt lanțul de iubire, s-a început a ruginii. Principalul vinovat sunt eu. Am avut încredere în acest om, este un om la care am ținut foarte mult. Dar nici eu, nici alți colegi de-ai mei nu au plănuit să se ajunge aici, că va suferi o asemenea transformare. Ce mult te-am iubit, Paraschivo! Domnul Liviu Dragnea vrea tot mai multă putere. Îi cer lui Liviu Dragnea să se gândească bine și să-și asume responsabilitatea acestei crize. După ce Liviu Dragnea demisionează, demisionez și eu. Da, adevăratul Sorin și Liviu Fermecătorul e o manea în PSD, din păcate, și un mare deranj cu un premier izolat și un președinte de partid hotărât să dea cu barda în stânga și în dreapta, lucruri care par a nu se limpezi în momentul de față. Sorin Grindeanu duce războiul cu Liviu Dragnea pe Facebook, primește like și share de la Victor Ponta. Între timp începe și școala de vară a tinerilor PSD-ști, acolo unde, bineînțeles, va fi prezent Dedi Dragnea. Ne ține la curent cu toate mișcările, unele dintre ele de neînțeles din PSD. Colega noastră, Rodica Tirică, te ascultăm, Rodica. Bun găsit tuturor! Astăzi premierul Sorin Grindeanu a ajuns la sediul guvernului după programul normal. De altfel, acesta își urmează, se pare, toate activitățile pe care le-a avut deja trecute în agenda pentru astăzi. În urmă cu aproximativ o oră, Sorin Grindeanu l-a întâmpinat la sediul Palatului Victoria pe oficialul străin. Vorbim despre premierul Luxemburgului. În acest moment, cei doi și cu cele două delegații oficiale au discuții care vor fi urmate chiar și de declarații de presă comune. De altfel, cu ceva timp în urmă, premierul Sorin Grindeanu a postat pe o rețea de socializare un mesaj prin care îi cere demisia lui Liviu Dragnea, postare care a fost la scurt timp șeruită chiar de Victor Ponta. Între timp, tot astăzi, Carmen Dan a susținut la sediul Ministerului Afacerilor Interne o declarație de presă prin care a spus că își va continua programul normal și că se asociază de Sorin Grindeanu. Aceasta mai adăugată de altfel că dacă va fi invitată luni la ședința de guvern, nu va participa. Alte mișcări în acest moment din tabăra PSD nu se cunosc. Cert este că în acest weekend va avea loc școala de vară a PSD, la care va participa Liviu Dragnea, dar și mai mulți miniștri din cadrul fostului cabinet Grindeanu. Și cel mai probabil de acolo sunt așteptate mai multe dezvăluiri despre subiectul fierbinte al acestui moment. Până la această oră se știe cu siguranță că luni textul moțiunii de cenzură va fi citit în plen, iar miercuri Parlamentul urmează să dea un vot. Mulțumesc pentru aceste informații, Rodica Tirică. Vă prezint invitații din platou alături de mine, doamna Izabela Rabot, ca avocată și membru PNL, și Florina Presadă, deputată USR. Vă mulțumesc foarte mult și, de asemenea, am în legătură telefonică directă cu noi domnul Cătălin Ivan, europarlamentar PSD. Bună ziua, domnule Ivan! Bună ziua! Și cu acordul dumneavoastră, domnilor, i-aș adresa prima întrebare domnului Ivan, dată fiind apropierea totuși de partidul în care se întâmplă toate aceste lucruri foarte bizare. Din punctul dumneavoastră de vedere, care dintre tabere ar avea de câștigat? Pentru că în momentul de față par a fi mai degrabă de partea lui Liviu Dragnea decât de partea lui Sorin Grindeanu. E și tabăra asta, mă rog, școala de vară a tineretului PSD, cu toții sunt acolo, parcă rămâne singur Grindeanu, domnule Ivan.
Problema e că pierdem cu toții. Eu nu știu ce are de câștigat Liviu Dragnea sau de ce a adus Țara într-o criză și politică și guvernamentală, pentru că nu are nicio logică. Pierdem cu toții. În loc să avem o stabilitate, să mergem pe creșterea economică pe care am avut-o și să facem lucrurile să funcționeze, să arătăm că suntem serioși în fața partenerilor externi, am lăsat o Europa întreagă fără cuvinte. Nimeni nu înțelege absolut nimic, în partid nu înțelege nimeni absolut nimic, niciodată nu s-a întâmplat ca un partid să depună moțiune de cenzură împotriva propriului partid, iar moțiunea de cenzură să fie scrisă de cine? De miniștrii care și-au dat demisia, cu un fel de autocritică de pe vremea lui Ceaușescu. E atât de bizar totuși, de ciudat, încât nu știu cui folosește și ce urmărește Dragnea prin această criză, pentru că este clar că nu urmărește nici binele românilor, nici interesul celor care au votat în decembrie, nici interesul României, habar n-am, cred că nici interesul personal. Pentru că nici el personal din chestia asta nu are de câștigat, ci numai de pierdut, pierde toată lumea. E ciudat, n-aș putea să explic, dar eu nu cred că lucrurile sunt în favoarea lui Liviu Dragnea, pentru că în tot acest timp Liviu Dragnea i-a sfidat efectiv și pe cei din Ardeal și pe cei din Moldova. Sunt foarte multe organizații nemulțumite de felul în care Liviu Dragnea a condus partidul și a făcut guvernul și a alocat funcții, pentru că totul s-a întâmplat doar sub semnătura lui Liviu Dragnea, tot că și secretarele de prin guvern, tot el l-a numit. Deci, să așteptăm ziua de miercuri. Eu nu cred că este atât de evident că Liviu Dragnea are susținere. Bun, pe de altă parte, Liviu Dragnea l-a pus pe Sorin Grindeanu și acum întreb totuși de unde a apărut această criză, pentru că ieri l-am văzut pe Sorin Grindeanu supărat, aruncând cu acuze că de-a lungul timpului s-au întâmplat toate aceste lucruri. De unde s-a stricat totuși iremediabil situația în PSD? De unde i-a venit și de ce i-a venit săptămâna asta lui Liviu Dragnea să schimbe lucrurile într-un mod dramatic? Cred că s-a panicat puțin văzând primirea pe care a avut-o Iohannis în Statele Unite, văzând vizitele pe care le-a avut Sorin Grindeanu în diferite capitale europene, inclusiv la Paris. Cred că a intrat puțin în panică și a dorit să reașeze lucrurile în partid, speriat probabil că Sorin Grindeanu începe să arate a prim-ministru și să aibă propriile opinii și să aibă o conduită de prim-ministru, nu de, angajat la Camera Deputaților. Dar asta nu justifică absolut deloc să arunci țara într-o criză guvernamentală și o criză politică doar pentru atâta lucru. Temerile fiecăruia iată și pe țin acasă. Când vorbim de interesul unui popor, de buna guvernare a unei țări, nu trebuie să existe astfel de raționamente. Bun, europarlamentarul Cătălin Ivan va rămâne în continuare cu noi prin telefon și mulțumesc pentru acest lucru. Vedem în același timp că Sorin Grindeanu a început să facă și el un fel de opoziție. Ai zice că e ca un fel de protestatar față de guvern, deși tot el a semnat ordonanța 13. Iată ce a postat Sorin Grindeanu: Dragnea demisia. Da, Dragnea demisia e de pe o rețea de socializare, pentru că da, contează foarte mult rețelele de socializare în această perioadă. Acolo se duc certurile. Dacă se poate să vedem și noi imaginea. Așa, Dragnea demisia, despre asta era vorba, iar Victor Ponta a preluat această imagine și a dat-o și el mai departe, cum se spune, a share-uit-o. Ajunge în Parlament săptămâna viitoare O moțiune de cenzură făcută de PSD la adresa PSD. Dumneavoastră, cum veți vota? Noi am anunțat deja că Uniunea Salvați România nu va lua parte la acest circ. Până la urmă este o refuială internă a PSD-ului. Din păcate, toată țara este afectată de această luptă pentru putere din interiorul PSD-ului. Credem că este responsabilitatea PSD-ului să pună capăt acestei crize. Pe de altă parte, sigur că mă întreb cum va redacta domnul Dragnea această moțiune de cenzură, poate le va explica și tinerilor de la PSD acest lucru. Eu am câteva sugestii pentru dumnealui. OUG 13,
criza stocurilor de vaccin, 27 de copii morți de rujeolă, legea grațierii, legea salarizării unitare, un eșec total, falimentar pentru România, și nu în ultimul rând, Florin Iordache. Altă întrebare. Bine, Florin Iordache a plecat deja, așa că deja nu mai e în povestea asta. A rămas însă domnul Grindeanu. Este însă autorul celebrelor ordonanțe și cel care, până la urmă, a dus, a creat elefantul din cameră. Îmi cer scuze că vă întrerup, asta chiar depășește orice scenariu și orice imaginație. Sorin Grindeanu depune plângere la parchet pentru abuz în serviciu, acuză că nu îi se public că demiterile în Monitorul Oficial, pentru că el anunța ieri în acea conferință de presă de la Palatul Victoria că ar trebui să fim noi cei din presă atenți la Monitorul Oficial. Și am stat și am urmărit Monitorul Oficial și n-a apărut nimic interesant. E, asta era ideea. Voia să-l demită pe domnul Busuioc din funcția de secretar general, numai că domnul Busuioc e cu Dragnea, ce să vezi. În legătură telefonică directă cu noi, Gabriela Mihai ne explică despre ce e vorba cu această plângere. Te ascultăm. Am găsit, conform anumitor surse politice, premierul Sorin Grindeanu a făcut deja o plângere la parchet, cel mai probabil pentru abuz în serviciu, întrucât nu s-a publicat în Monitorul Oficial actul de eliberare din funcție pentru Mihai Busuioc, cel care de altfel ocupă funcția de secretar general al guvernului. Ne reamintim încă de ieri, se vehicula că această funcție urmează să fie ocupată de Victor Ponta, în condițiile în care premierul Sorin Grindeanu a propus acest lucru, așadar neputând să-l numească pe Victor Ponta, întrucât în Monitorul Oficial nu s-a făcut acea publicare pentru eliberarea din funcție. Iată că Sorin Grindeanu a făcut o plângere la parchet. Repet, deocamdată vorbim despre o informație pe surse politice. Vom vedea așadar ce urmează să se întâmple în urma acestei plângeri depuse la parchet și, bineînțeles, dacă în cele din urmă Monitorul Oficial va lua act de eliberarea din funcția actualului secretar general al guvernului Mihai Busuioc. Mulțumesc pentru aceste informații, Gabriela Mihai. De unde se înțelege că Monitorul Oficial e așa un fel de unealtă, e un fel de chițibușărie pe care o folosește guvernul când dorește, pe care o folosea Parlamentul înainte, atunci când a fost cu demiterea fostului președinte? Adică, dacă zice Dragnea și Monitorul Oficial ascultă pe Dragnea, nu se publică, dacă zice Grindeanu și îl ascultă pe Grindeanu, sincer, dumneavoastră ce înțelegeți din chestia asta? Așa nimic. S-a întâmplat nimic. Și la momentul ordonanțelor, să ne aducem aminte cum au fost ele publicate în Monitorul Oficial în miez de noapte. Ne batem joc de oameni cu Monitorul Oficial? Da. Se pare că da. Și se pare că Monitorul Oficial stă și ascultă comenzi. Păi și atunci cine face abuzul în serviciu? Oare? Păi nu știu, cine face? Dacă dumneavoastră sunteți avocat, unde vedeți aici abuzul în serviciu? Cel care îndeplinește defectuos un act. Adică Monitorul Oficial, adică Monitorul Oficial. Văd că din moment ce nu publică, publică noaptea, se trezește la anumite comenzi, că asta citesc din presa, asta îmi spuneți dumneavoastră, așa pare. Adică așa Monitorul Oficial e bun atunci când ne dă nouă ordonanța, dar nu e bun atunci când nu-l schimbă pe, mai știu eu, cine camion. Așa vedem Monitorul Oficial, este o altă instituție servită politic. Exact. Asta face PSD de fiecare dată când ajunge la putere. Așa au fost construite aceste instituții, să răspundă la aceste comenzi. Să nu uităm că avem un alt caz, Institutul Național de Statistică, care a acționat în mod similar de foarte multe ori. Sunteți sigură când spuneți asta? Știu că au fost îndoieli cu privire la INS și la conducerea INS atunci când s-a făcut proiectul de buget anul acesta, atunci când s-au raportat niște date care nu erau conforme cu, să spun, cu realitatea din teren, tocmai pentru a susține proiectul de buget de stat înaintat de către acest guvern, de altfel.
Bun, dar în cazul ăsta, dacă dumneavoastră spuneți că datele de la INS pot fi puse sub semnul întrebării, da? Atunci asta ar însemna că inclusiv datele care ajung la nivel european, pe baza cărora se fac analizele pe termen lung, pe baza cărora se fac acele sondaje, se fac ratingurile de țară, toate astea sunt la mișto. Sper din toată inima că nu este cazul acestor date, însă să nu uităm că a fost o întreagă discuție despre creșterea economică, despre deficitul bugetar și așa mai departe. Aduc aici în discuție o UG9, de altfel. Tot un act promovat de către guvernul Grindeanu, care practic abolea responsabilitatea